Salutare pe micuțul și bine am regăsit. Înainte de tot vreau să vă zic că nu știu de ce naiba nu merg camerele, nu merge facecam-ul. Și asta o să fie un video fără facecam, fără nimic. Dar așa vedeți și voi tot jocul. Suntem aici pe serverul lui Leuț, poți să ne prezinti nouă serverul, adică ce are serverul și ce nu are și de ce crezi tu că ar veni oamenii pe serverul tău? Păi playerii care sunt noi au acces la comanda slash bonus dacă au ori jucată, pot să o leoare și tu să vadă ce primesc. Ia, yeah. Deci slash bonus, da? Da. Am primit 25 de milioane de dolari și două feluri de one great, one epic, great, ce fac cu ele? Scrie așa și le deschizi. Opa, great, bun. Bun, avem două, ăsta, dăm open, select, și am primit, ia să vedem ce am primit pe aici, și am primit un cadou și este vorba de... Mama, mi-a primit 1.900.000, stai că mai am un crate. Stai așa. Opa, crate. Și mai am unul. Să vedem cine pică din epic crate, băieți. Ta-ta-tam, ta-na-nina. Ia să stai să vedem noi. Și am primit 3.900.000. Bă, nici n-am dat până pe server și am 30 de milioane. Perfect! Ce mai are serverul vostru? Avem un sistem de vamă. Merge spre LV dacă știe unde e. Sau dă-i got-o LV. Got-o LV. Go. To LV. Ok, deci avem și teleport. Mergi pe sistemul de vamă, mergi podul din La Ventura, dacă știi, în dreapta. Aici? Mai în față. Oh, mai în față? Iată-ne, mamă ce mișto! Mamă ce mișto! Și ca să treci vama, îți va lua o taxă 2K și trebuie să apeși asta H. Ok. H. Și-am plătit 2000 de dolari, super tare! Super tare, bă! Asta îmi place! Asta îmi place! Hai să le atem și job-ul fish. Aici în stânga. Sau dă-i slash jobs și selectezi acolo fisher, ca să-ți spună ce point. Ok, fisher. Era 500 de metri. Bun. Da. Păi și zi de când ne gândiți serverul deschis, de când îl aveți? Serverul astăzi la ora 8 face o săptămână de când l-am deschis. Suntem în căutare de helper și cred că mai avem nevoie și de un lider dacă nu mă înșel. Așa. Membri în toate facțiunile și cam atât, căutăm staff momentan. Păi n-aveți staff? Ba da, avem staff, dar mai căutăm helper. Helperii care avem, o să fie... Ce host aveți? Dar cine aveți hostul? Hostul e de la... Stai că nici nu mai știu. De la Take Host. De la Take Host? Da. Știu. Păi la fiș, dacă ai VIP Plus, vei avea acces să prinzi 2 pești. Și la VIP Premium am făcut o insulă specială unde poți da fiș, unde ai beneficii mai mari. Ah, deci dacă ai VIP, te duceau în deoparte și am înțeles. Stai să dau VIP Plus, ca să vezi cum gen să prinzi 2 pești. Ok, deci dacă am VIP Plus, un pic de pești odată, nu? Poți să prinzi 2 pești. Ah, ok, genial așa, genial. Ia să vedem aici, băi, cu... Când îți apare peștele deasupra capului, ai peștele asta space, ca să nu-l pierzi. Ok. Deci mă pare un peștele deasupra
capului și am... Apasă shift dacă nu, cred că ai tastatura schimbată. Ah, uite, am prins o pește de trusețe, de dorale, trusețe de mii de dorale. Și acum am pot să mai schimb o dată fish. Ah, până mai bă, că am zis să mă... Ai prins deja un pește. Uite și vinde peștele la fish shop. Cred că trebuie să dai reloc, ți l-am dat cu set. Hai să venim piața și... Când o să dai reloc, o să prinzi doi. Ok. Așa și aici vine peștele? Da, intri înăuntru și mergi în față și pești F sau Enter. Ok. Să vinem peștele F. Și n-am vândut. Ce dacă ai cont premium, vei primi 25% în plus. La fel și dacă ai skin-uri, sunt skin-uri cu beneficii și vei primi mai mulți bani. Da. Ceea ce văd eu acum în partea stânga monitorului scrie BB Family Quest 0 din 20. Da. Ce trebuie să ai acolo? Ce quest-uri? Dă-te jos și scrie comanda asta. Ok, ia să vedem. Star Quest, îți doar pe zi toxel, să aducă gata pe server. Eu deja fac asta. Când ca vezi premiile care le primești la quest, îți scrii comanda asta. Ok, nici acolo sunt aveți quest-urile pe care trebuie să le faceți, dacă au făcut anumite avantaje. La terminarea quest-ului se primesc random între 3 și 5 RP-uri, între 100 și 200 BB points, 50-100 gift points și între 15 prim points. Bă, trebuie să mergi la 20 de case și apeși și tasta Y în fața lor. Bun. Poți apasă tasta Y aici. Tasta Y, da. Y. Pentru că n-ai convins pe altul să joace, pe server ai primit 289 de mii de dolari. Bun. Azi... La 20 de case vei primi premium ăla care ți l-am dat din Quest Info. Da. Acum zim ceva... Bine, mai zic ceva despre server, spune-mi ce vrei să afli rămas despre el. Păi urmează să adăugăm de Crăciun acum un quest special și un nou crate. Ok. Economia este una mare, dar să fac bani ușor pe server, dacă vrei merge la dealership și le altăm și prețul din dealership. Oricum o să adăugăm update-uri săptămânale și multe sisteme noi o să fie adăugate. Deci update-uri săptămânale, am zis pe aici, deci dacă vreți să vă apucați acum este sens să vă stă, pentru că nu sunt atât de mulți server, atât de mulți player pe server și dacă vreți, intrați și ajungeți pentru cei mai buni. Deci... Oricum, de seara o să le, la ora 8 o să le dau, le acord și un bonus, pentru că serverul de seara la ora o face o săptămână și le acord un bonus la toți jucătorii online. Da, foarte frumos din partea voastră. Ia să vedem ce mașini avem pe aici. Bă, da, aveți ceva mașini? Eu am parcă aveam 30 de milioane la mine. Dar stai să vedem toate mașinile. Bine, sunt mașini pe care deja esteți, pentru că sunt mașinile din San Andreas. Unde? Plus că avem și casino, momentan este doar sistem de păcănele, stai să dau get. Dar o să adăugăm și pokerul în cel mai scurt timp. Deci și pokerul o să fie adăugat. Da. Ia să vedem. Stai să dau niște money. Apeși enter în fața lor. Enter. Pui o sumă de bani, pune... Nu-i suma maximă, 5k ca să vadă playerii, gen, poate câștiga. Bine. Select. Play. Ia și ne pică. Ce ne pică? Am pierdut. Mai dăm o dată. Dăm o dată pe aici. Păi trebuie să-mi scot investiția. Oricum, dacă ai ocazia să câștigi, vei avea ocazia să bați și în cărți, gen să
dai roșu sau neagră și gen fiecare dată când nimerești cartea, primești dublu. Gen la 50 KK primești 100 de KK și dacă pierzi cartea primești jumate din câștig. Aha. Da, deci eu n-am noroc, băi, și la păcănele, eu n-am noroc. N-am noroc. Mai dăm una, ca să aveți pe server, adică eu ca player pot să cumpăr casa mea personală? Da, poți să cumperi casă, poți să cumperi bizuri. Ia du-mă la o casă, nu știu, du-mă la o casă să vezi și eu. Cum aș putea să o cumpăr? Casele se cumpără doar la licitații. Licitațiile sunt sâmbăta și duminica de la ora 8, la ora 10. Ok, sunt pe licitații. Ok. Poți să intrea? Da, apeși enter. Ne să vedem pe aici. Aici bine, aici. Interiorile sunt diverse în funcție de modelul la casă, dacă e small, medium sau big. Da, casa asta cred că e una destul de mare, adică cred că este big. Aici la spațiu nea, știi? Uite și tu. Bă, cam asta a fost prezentarea. Eu sper că v-a plăcut serverul și dacă v-a plăcut intrați la el pe server. Cam atât a fost, hai nu uitați de like, dați pe server, îl aveți în descriere. Cam atât a fost, hai, îmi poate, ceau.